Și cum stăteam eu liniștit la calculator și căutam subiecte pentru următoarele grume, mă trezesc cu o bătaie pe umăr. Cine să fie, cine să fie? Soacră mea. Soacră mea care pe un ton delicat îmi zice, du-te după cartofi! M-am dus să cumpăr cartofi pentru că ea dorea să facă niște cartofi prăjiți lângă ran tot huș, carne, șnițel, șnițel în carne, șnițel în ou. Că soacra mea nu-i cu posturile, nu știe ea cu posturile. Singurul post pe care îl ține este postul CBS Reality, la care se uită în fiecare noapte minim 3 ore numai la crime și criminali în serie. Că mi-e și frică să mă duc noaptea la budă, că îmi sare cu proteza pe mine și tot mă flendurește. Dar asta e o altă discuție. Așadar, iau plăsuța și mă duc la aprozar să cumpăr cartofi noi. Găsesc cartofi noi cu 3 lei kilogramul sau mai ieftinit. Erau și 6 lei, și cu 6 lei din Ungaria, dar n-am cumpărat de aia. Am luat cartofi cu 3 lei, frumoși, roșii, cartofi noi, am luat. Ies de acolo după ce plătesc, bineînțeles, și mă întâlnesc cu un tânăr. Tânăr care mă oprește și zice, a, domnul de pe Facebook, ne facem o poză? Zic, da, hai să ne facem o poză. Zice, dar să găsim pe cineva să ne facă o poză. Păi zic, hai să ne facem selfie. Zice, nu că stai iPhone și nu știu cum să face selfie cu iPhone-ul. Bine, trece o doamnă pe lângă noi, o oprim, o oprește tânărul și doamna se uită la mine. Eu n-am văzut așa ceva. Nici în plină izolare. Avea mânuși chirurgicale, peste care avea o pereche de mânuși, de alea pe care le folosești în magazin când vrei să cumperi ceva de la legume separat. Știți cum sunt, da? Și doamna stă și se uită un pic la mine și zice, da, eu vă știu de la televizor. Măi, ce coincidență! Tânărul mă știa de pe Facebook, doamna de la televizor, mai lipsea cineva care să zică, bă, vă știu de pe YouTube. Așadar, n-a fost nimeni care să mă recunoască de pe YouTube și am rămas cu bluza umflată. Ca așa am găsit și ieri un titlu mare. Traian Băsescu a rămas cu buza umflată. Bă, m-am speriat. Zic, bine că nu a rămas cu paharul gol. Că nu mai are cine să-i toarne în pahar, că prietenul lui e mare ștab pe la Cluj-Napoca. Și citesc mai departe. Dar zic, totuși, în mintea mea, Băsescu cu buza umflată, s-o fi apucat el să-și desfacă sticla de uiziki cu buzele și s-o lovi și-o rămas cu... Nu, de fapt, ce făcuse Băsescu? Își luase încă din iarnă o vacanță în Corfu, undeva frumos pe o insulă grecească, în Corfu, să meargă acolo cu nepoței. Și acum a rămas cu buza umflată, că ăia i-au zis, anulăm rezervarea, că e carantină sau ce e acolo, dacă doriți banii, nu vi dăm. Dar veniți la anul în aceeași perioadă. Acum și Băsescu se plânge că n-are bani. Are pensie, pensie specială, salariu de eurodeputat sau europarlamentar ce-o fi. Nu-și permite el cazare două nopți la Mamaia. Mai face și un împrumut. Ce-o ajuns și Nea Băse. Pe vremuri ținea pe genunchi pe Lenuța Udrea. Acum aș ține nepoții. Cu buza umflată, dar și-i ține azi proba profilului la bacalaureat, să le ținem pumnii elevilor. Printre ei se află și un fruntaș PNL din Vrancea. El își susține bacalaureatul la vârsta de 42 de ani. Pentru el chiar este examenul maturității. Are o școală de mecanici auto și oricum și cu școala aia îi printre cei mai intelectuali din PNL Vrancea, urmașii Vrâncioaie, că restul sunt toți interlopi. La șefia PNL Franța toți se interlopi. Ăsta săracu are o școală de mecanici, dar lasă! Compensează Rareș Bogdan prin, nu-i așa, erudiția, cultura, facultățile pe care le are. Și puțină nesimțire de care dă dovadă, a tras un chef, o petrecere, la care a avut 100 de invitați și cam toți au stat înăuntru. I se rupe, nu? Noi stăm pe la terase în ploaie, dacă putem, ei stau acolo și își petrec circa 100 de oameni. Bineînțeles că el a dezmințit că nu erau 100, că erau, nu contează, dar erau aleși pe sprânceană, pentru că au fost într-un restaurant, într-un local din Cluj-Napoca, nu pot să-i dau numele, dar poartă numele artistului italian care a pictat Omul Vitruvian. Exact, Leonardo Vinci, care nu a fost un simplu vopsitor, el a fost mare om de cultură, că nu putea merge și Rareș Bogdan, așa se ține el, că e de lângă talpa țării. Nu putea să meargă și el la un local mai de ăsta popular din Cluj-Napoca, la terasa lui Sabin sau la Broasca Verde. Nu putea, că trebuia să fie ceva de fițe. Ei, pentru unii se poate. Rareș Bogdan este exemplu clar că se poate trăi și cu sula în dos și cu sufletul în rai. Dar nu despre asta e vorba. Astăzi să ne bucurăm că sunt sânzienele. Sânzienele și nu buruienele. O sărbătoare tradițională românească. Domnișoarele, fetele nemăritate, pot să-și afle astăzi pe cel cu care o să se căsătorească.
Simplu. Merg și culeg niște sânziene, iau o galeată de apă de la izvor și pun sânzienele în apă. Se uită bine acolo, se uită bine în apă și pot să vadă reflectat în luciul apei chipul ursitului. Chipul ursitului, dacă sunt din Harghita, pot să vadă chipul ursului, că iară sunt alerte că vin urși prin zone foarte locuite de om. Un urs chiar a fost văzut în gara Băilor Tușnad. Se pregătea și ursul săracu să ia trenul către Mamaia, că după atâta relaxare vrea și el să meargă la mare, dar la cât durează drumul din Tușnad până la Mamaia, o să albească ursul. Coboară în Mamaia, ajunge urs alb, urs polar. Și tot azi celebrăm Ziua Universală a Iei. Ziua Universală a Iei. Pentru soții fideli, pentru soții iubitori care își duc nevestele la shopping, la mall în fiecare weekend, în fiecare weekend se serbează această zi, ziua Iei. Îmi iei poșetă, îmi iei pantofi, îmi iei aia, îmi iei aia, îmi iau și eu rămas bun de la voi și vă doresc o zi superbă. Nicu Bendea a fost și în această zi, cu urări de bine și cu doriri de sănătate și spor în toate, închei această convorbire. Și intrați și pe YouTube.